Impulse Radio. Ho, ho, ho! Happy Holidays! Ora 8 și 6 minute, bună dimineața, îmi tot apar reclame. Ia, la ce? Pe social media, la oportunități de investiții. De exemplu, în ultima vreme, nu știu, mă urmăresc reclamele cu investiții în criptomonede. Una, două, cumpără monede, cumpără cripto. Am avut ocazia să cumpăr la un moment dat criptomonede. Era Bitcoin, nu stai să mă gândesc. $900. Ei, și știi cum e românul când n-are bani, schimbă 100 de euro, 100 de euro puteam să dau și eu pe... Puteai, dar n-ai dat, și eu puteam și să între timp s-a... M-a bătut unul la cap, nu glumesc, m-a bătut unul la cap să iau Bitcoin, zic, du-te mă de aici. Am un prieten care și-a cumpărat Bitcoin când era $80. Ei. Eu cred că nici n-am auzit de el, știi? Și l-are și acum. A zis, n-o să-l vând niciodată. Când începuse Bitcoin-ul să crească, să se facă vreo 5-6 mii de euro, ziceam, vinde-l. No! No! Până când a ajuns la 60 și de ceva de mii de dolari. Și a zis, vinde-l. I-a zis, dă-mi-l mie cu 800. Înțeleg că tu l-ai luat cu 80. Nici până în ziua de astăzi nu l-a vândut. Deci asta este una dintre investițiile care mi-au scăpat printre degete, vezi, Doamne, dar chiar serios, mi-a zis, aveam pe cineva, aveam și eu o sursă și mi-a zis, ia acum că o să crească. No, nu cred. No. În același timp, odată când am fost la magazin, de fapt de vreo două ori, mi s-a dat rest, nu Bitcoin, nu, mi s-a dat rest noua bancnotă de 20 de lei cu Ecaterina Teodoroiu. Era nouță, frumoasă, fai, ca scoasă din cutie. Este și... Ce-am făcut? M-am uitat la ea, am zis, a, ce drăguț, ia să o păstrez. După care m-am gândit, stai mă că au fost băgate în circulație, nu păstrez nimic. Nimic, da. A fost o campanie care s-a numit Femei pe Bancnote. Ok. Și a fost o campanie susținută de noi, de Canal 2. BNR a prezentat, dacă nu greșesc, undeva în luna noiembrie, BNR a prezentat prima imagine cu bancnota de 20 de lei. Deci, repet, o campanie susținută de noi, de Canal de Femei pe Bancnote. Și iată, după, acum vine povestea ta, ca de obicei, da, care e foarte interesantă. Ca de obicei, la Canal de, când ne propunem ceva să facem, ne și iese, să știți. Ne e și treaba cu bancnota de 20 de lei și ne-au mai ieșit și multe altele, dar mie nu mi-a ieșit. De ce? Zi povestea. Pe 1 decembrie 2021 a fost pusă în circulație prima bancnotă de 20 de lei, ci că au fost vreo doar 30.000 de bucăți. Habar n-aveam. Da. Am primit-o, nu mai știu la ce, la un magazin de-asta. La un magazin. Și mi-a dat doamna, ci că a scos, vreți de astea de 20 de lei? Și tu ai zis nu. Dați-mi, doamnă, dați-mi câte? Dați-mi două. Aha. Știi? M-am uitat la ele, am zis ce drăguț, ce frumos, după care știi cum e. Mai ești tu de cumpărat ceva, trebuie să bagi benzină, trebuie să una, trebuie să alta și ai bani în buzunar. Uh-huh. Și am dat-o mai departe. Ai de capul. Dracu m-a pus. Necurat. Ca să o zic așa pe românește. Necurat. Fiindcă dacă știam eu că sunt doar 30.000 de bucăți și că acum pe OLX se vând bancnote de 20 de lei și cu 2.500 de lei, 2500 de lei? Da, există anunț unde este, se vinde cu 2500 de lei. Uite, altcineva vinde 100 de bancnote, cărămidă, da? Da. Zice, nedesfăcută, deci cum o iei de la bancă, ci că cu serii de 20-30 de bancnote, serii consecutive. Ce să fac? Uite, eu n-am noroc la astea, tot timpul a trebuit să muncesc, înțelegi? Niciodată, am avut două sau trei bancnote mele. Trebuie să caut că una s-ar putea să o am în pușculița copilului. Dacă mă vede copilul, sparge la pușculiță, Doamne Dumnezeule. Lasă-mă când doarme. Când doarme e ok. Pare când doarme, că cred că are alarmă la pușculiță. Asta cred și eu, da. Dacă mă întreb. Fiindcă din când în când îi scoate banii din pușculiță și începe să-i numere. 1, 2, 3, 4, aha, ok. Înțelegi? Deci la mine dacă vine curierul, cioc, 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 aveți un colet, nu pot să mă ating de pușculiță. Păi nu știi cum e? Vine curierul, n-ai bani. Ce faci? În pușculița copilului. Îi pui tu după aia la loc. Nu se poate. Deci, oameni buni, asta este povestea insuccesului meu financiar. Două ocazii am avut și pe alea le-am ratat. Ai. Pe cât intră salariul, ziceai? Intră. Repede. Sigur, da? Sigur. Mulțumesc. Liniștit. Doamne așa. Happy Holidays! Să ceva. Ai voce sunt foarte bună. Mulțumesc, foarte mulțumesc frumos. Și tu la fel, arăți foarte bine, Cosmin. Da, în această dimineață, cum te menții, zici da, și da, mie. Întrebările astea.
No, eu tot călătoresc dintr-o parte într-alta, am făcut-o și la știri și din România ne ducem în Suedia. Așa, hai! Cu o experiență... Cine-i frumos? E frumos, o experiență bizară a unei românce care trăiește acolo de 21 de ani, experiență bizară cu sistemul de sănătate din Suedia. Povestește ea ce a trăit acolo. Ziceți de 21 de ani, repet, așa, o țară cu nivel foarte ridicat, cu, mă rog, sisteme de protecție socială foarte bune și zice, totuși există ciudățenii și aici. Una dintre ele am trăit-o chiar eu. La finele lunii trecute am făcut o viroză urâtă. La pat am ajuns. Nu mai puteam face nimic, îmi era rău. Okay. Mă rog, ca să-mi iau câteva zile de concediu medical, da, pentru că nu puteam să merg la birou în halul ăsta așa și să-mi îmbolnăvesc colegii, am cerut normal, ca și la noi, concediu medical. Și aici, surpriză, mi s-a spus că trebuie să fiu consultată și să-mi fie fixat un diagnostic. Logic, păi corect. Da. Surpriză. Cinstit. Surpriză, zice ea, a venit atunci când mi-au spus că sunt programată la consultație pe 17 decembrie. Adică peste câteva zile, dar știrea e de o săptămână, cum zic eu. Povestea e de o săptămână. Deci două săptămâni ca să ții un concediu medical, da, pentru o boală pe care între timp nu mai ai. Exact. Tare, uite, maica mea locuiește în Italia de foarte mult timp și are medic de familie. Uh-huh. Și când îți e lumea mai dragă și dă boala peste tine și medicul de familie este în concediu... Da, sunt... Eu acum ridicam din numeri la radio, dar nu se vede, nu se aude, știi? Ridic din numeri, da. Înțelegi? Aoleu, mă rog, hai să facem sunt așa. Ciudățenii de acest gen și în sistemul medical din Canada. O să-ți povestesc după una dintre ele, chiar, mă rog, destul de grav așa. Ferească Dumnezeu să ajunge în situația. Aveți vreo poveste de-asta, exact, aiuritoare, medici, bizară, ciudată. Bizară, da? Nu vreau dramatică, da? Exact. Hai să nu fie pe dramă, să fie pe Caterinca. Cum se zice în limba românească? Da, cu sistemul oare medical. Oare Caterinca în Dex? Caterinca? Imediat căutăm, nicio problemă. Dacă aveți vreo poveste de asta ciudată cu medicul, doamna doctor, cu medicul de familie sau cu oricine, puteți să ne spuneți să contribuiți la 0754222999. Fiți colegii noștri de emisiune în continuare. Rămânem și noi colegii voștri Grig și Cernat, ne întoarcem, povestește Cosmin cum e în Canada. Da. Da, e mișto, câini cu covrigi de zăpadă în coadă. În coadă, da. Da, neața. Neața. Dimineața pe doi. This is și bună dimineața! Deci nu este totul ca pe roze, cum credem noi, în țările civilizate. Uite, o româncă din Suedia a fost și ea foarte răcită, trebuia să-și ia concediu medical 2-3 zile. Și a primit, s-a dus la doctorul de familie, ăla, domnul nu era. Și ați venit peste două săptămâni. Da. Între timp, peste două săptămâni a trecut și răceala. Sunt curios, a dus așa răcite la serviciu? Nici nu mai știu, dar oricum mi s-a părut funny povestea. Deci, sigur, sunt și povești în Canada, am câteva neplăcute. Exact cum ziceam, în țările astea umblă câinii cu covrigi de zăpadă în coadă. Și în Suedia că-i fric și în Canada. Adică nu e chiar atât de rău la noi, să fim serioși. Plus că știi cum mai obții concediu medical. Băi, am mai auzit și eu, nu că... Hai, sunt prieteni. Sunt domnul doctor sau doamna doctor de familie, bună ziua, sunt cam răcitem, dați-mi eu, da, ia de aici. Sau cel puțin așa se făcea. În urmă cu niște ani, nu știu dacă se mai face, zim cu Canada, că tu ai stat în Canada cât timp? Aproape 2 ani. Aproape 2 ani. Acolo sistemul medical, deci e gratuit, știi? Nu, nu plătești nimic. Nu există clinici private, însă, da? Deci unde am stat eu în provincie, în Alberta, și a fost o situație, mă rog, cu fetița unei românce, cu o banală operație de apendicită, era să nu fie operată, pentru că nu era programată la fel și pentru că mi s-a spus că există alte priorități, alte cazuri mai grave decât ce avea ea. Aolea. A fost o chestiune pur noroc și tot așa, o româncă săraca suspectă de cancer a fost programată pentru teste peste un an de zile. Femeia săraca a nebunit și a zis, bine, dar eu peste un an de zile poate nu mai sunt, peste un an de zile poate nu mai exist pe planeta asta, știi? Da. Adică au fost situații, dar explicația este aceeași. Există proceduri și liste de priorități. Adică sunt alții mai bolnavi, pe înțelesul oamenilor, da? Care, din păcate, intră, să zicem, nu în față, că nu ăsta e cuvântul, dar, mă rog, devin priorități, da, în detrimentul altor pacienți. Concluzia este, să știți că, nu știu, cât de rău vi se pare vouă, dar e bine în România.
Eu am spus asta, mă rog, mereu zic că România... Nu e bine, este foarte bine și apropo de... Uite, românii sunt săritori și se ajută. Asta da, din clar. Toate punctele de vedere, în sensul în care România este țara în care fiecare are pe cine câteva, pe câte cineva sau cunoaște pe cineva. Știu eu pe cineva, am eu pe cineva. Asta, de exemplu, da. Noi avem ascultători foarte darnici și le mulțumesc. Sunt așteptat la Cluj, îi mulțumesc Ninei. Am vorbit mai devreme de bancnota de 20 de lei cu Ecaterina Teodoroiu. Și-ți face cadou bancnota. Nina îmi trimite o poză cu Dita Maiteancul de bancnote. Am zis de 200 de lei, de 20 de lei. De 20, nu, de 20. Nina... Vreau una singură. Încerc să numărăm bancnote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doamne, câte sunt, Nina. Da, vreau. Mulțumesc. Pe cuvânt, o plătesc. Dar nu dau mai mult de 20 de lei. Da, să știu că sunt... Hai că ai dat și 50. Hai că sunt zgârcit. Nu, dau. Dai 50? Dacă tu dai 50, dau 100 eu. Bă, lasă, trebuie să ajungi la Cluj mai întâi. Dar o să vorbim și despre bani imediat, fiindcă vorbim despre bugetul românilor. La ce vă ne referim? Vă spunem imediat, este cu sărbători și este de bine. Neața! Dimineața Bătoi! Happy Holidays! Și dacă eu știu ce îmi doresc de Crăciun, adică o bancnotă de 20 de lei sau două, mulțumesc Ninei de la Cluj, Nina, să știi, n-am uitat. Întrebarea este ce buget alocă românii pentru cadourile de Crăciun în 2023. Ia să vedem. Păi, ci că mai puțin decât în 2022. Răspuns final, răspuns corect, da. Mai mult de jumătate dintre români, că se fac studii, îți dai seama, toate magazinele și toate firmele mari care vând ceva, de la, nu știu, căni, băuturi, mâncare, hanorace, ce hanorac drăguț ai pe tine, este de la cadou de la Kid Music. Dar vreau să te întorci pentru TV să-ți vadă și ce scrie vrei? Pe spate. Hai să mă întorc. Hai, te rog. Avem un hanorac negru, Cosmin, care de obicei e un om foarte, foarte serios. De data asta este într-un hanorac pe care scrie frăți! Dar acesta este gratis. Următorul va trebui să-l plătești. Nu, deci, am prieteni. Mai puțin bani decât în 2022. Deci avem așa, între 50 și 200 de euro pentru cadourile de Crăciun. Ok. Ce să zic, 2% dintre români spun că nu vor cumpăra deloc cadouri. Cum știi ce se întâmplă? Depinde și cât de mare e familia asta, știi? Corect, da. Că, și în funcție de asta dimensiunea. Și avem pe procente, 28% dintre români au un buget de cadouri între 100 și 200 de euro. Adică asta înseamnă între 500 și 1000 de lei, da. Da, okay. Iar ceilalți iar alții 27% între 50 și 100 de euro. Ok. Mamă, uite, în Franța au cam așa, 200 și 500 de euro. Fai de capul meu. Bine, mai scump un pic acolo. Altă treabă. Ci că bugetele de 2-500 de euro sunt mai rar întâlnite în Letonia, Ungaria, Polonia și Lituania. Deși aia sărași ca noi. Și avem așa. Dacă de Crăciun s-ar împlini dorințe legate de bani. Ia să vedem. Da, ce zic românii? Ce zic? Pe primul loc ar fi așa. O mărire de salariu. Normal. Înțelegi? Așa. Sau că sunt primele două locuri, da? Dobândirea despre cunoștințe, cum să-și sporească resursele financiare. Deci să învețe să facă bani. Moșule, că noi scriem lui moșul, noi scriem e-mail că nu mai știm să scriem de mână. Asta, moșule, da. Vreau de Crăciun o mărire de salariu și să mă înveți să fac bani. Este foarte simplu. Ce vreau? Exact. Mă întrebăm și pe voi repede, facem așa scurt de tot, ne lăudăm cu bugetele pentru cadourile de Crăciun, da? Cam ce buget aveți? Că deja de pe acum se cumpără. Sau hai să zic, da, unii au și cumpărat, de exemplu, fiica mea mare a terminat păi de cumpărat cadourile. Eu astăzi... Asta e organizată, nu ca eu pasul. Astăzi mă duc să vorbesc cu moșul, am o întâlnire, dar prin Zoom. FaceTime. Skype. Da, că Emma i-a scris scrisoarea și vreau să mă asigur dacă ajungi, dacă moșul a înțeles ce... Ce vrea da? Copilul, da? Da, sper că mă ascultă moșul acum. Repede, întrebare pentru voi. Ce buget aveți așa legat de cadourile de Crăciun? Da, câți bani cheltuiți pe cadouri de Sfânta Sărbătoare, da, să zic așa. Exact. Uite, între 50 și 100 de euro sau între cât avem 100 și 200 de euro. Stai să spunem repede și bună dimineața. Neața, bună lume, vă salut. Salut, Mihai. Mă, fiecare cum vrea. Eu pentru copil, pentru Crăciun, până acum am străcat 800 de lei.
de lei. 800. Ai stricat. Așa că și până de Crăciun încă o să mai stric încă vreo câteva. O zi plăcută, pa. Dar ce-mi place, am stricat. Măi, n-ai stricat pe copchel. Cum să strângi banii? Nu, am nu strici banii. 0754 222 999. Cât, ce buget aloci pentru cadourile de Crăciun? Și după sărbători o să vă întrebăm cu câți bani ați mai rămas. A, da, a, da. Momentan, cât ți-ai pregătit pentru Crăciun? Bună dimineața, revenim gri și cerna suntem. Dimineața pe doi. Happy Holidays.